culoare ceva? Da. Explozie la roată. Am văzut din grădină, au avut explozie la roată și au făcut așa serpentină și a intrat cu tirul în casă. În casă cine era? Mai era un domn, proprietarul casă. A fost rănit? Nu, în la salvare. Față, un pic la față m-a rănit. Atât. Șoferul de la tir? Șoferul de la tir e jos, e decedat. A fost impact violent? Da. Atunci era în pat, domnul din casă? Da, sau? Da, era în pat. Dorme. Poftim? Nu, niciodată. N-am mai văzut. Am văzut tirul. Cum intră în casă. Da, s-a auzit o buitură foarte mare. Și atunci am fugit în drum, să vedem ce se întâmplă. Ceva explozie pe față, am înțeles. Până am fugit, eu că stau la 100 metri, era aici, casa, tir băgat în casă. Da, avea viteză șoferul sau? Nu știu, n-am văzut. Dacă era tirul băgat în casă, ce întrebări ăsta? N-am văzut. Domnul din ambulanță era în casă, aici locuiește? Da. Da. Era singur aici. Ei stau la oraș și... Crească adrenalina. Casă este conștientă, stabilă, hemodinamică, a fost direcționată spre spitalul Dej. Din păcate, pentru șoferul tirului nu s-a putut face nimic. Descarcerarea a durat aproximativ o oră, prezenta leziuni incompatibile cu viața și am fost nevoiți să declarăm decesul. Am auzit, da, din casă. Am crezut că e cu tremur. Da, cum să nu. Și când a ieșit afară, ce ați văzut? Când am ieșit afară, am văzut tirul ăsta și casa toată praf, crepată și... Gazul, tot absolut. Deci nu dumneavoastră a ieșit singur din casă? Să... Nu, că l-a luat cu targa pe sus, l-a adus cu targa bietul de... Dar ce credeți că s-a întâmplat? Păi eu am viteză și a fost ceva de pășire aici, că eram în casă. N-am știut nimic, absolut. E ca un cutremur. Ca când ar fi un cutremur mare, am văzut ca de blabru, că s-a mișcat dintr-o dată și... Ne-am speriat și copiii și eu. Nu. Și în cabină nu mai avea pe nimeni. Nu, așa nu. Bine, trebuie, da. Păi da, uite-l cum e. Te uiți, nu la el. Deci îți reeșapate? Nu știu pe față dacă vă reeșapate. Eu am zis că pe spate eu le văd reeșapate. Credeți că putea fi asta o cauză? Orice poate fi o cauză. Din moment ce o bubuie cauciucul. Dumneavoastră a fost aici, poate ați auzit? Nu, eu am fost pe vale în sus. Nu m-am auzit bubuitura de acolo și de aceea am venit. Ce credeți, avea viteză? Nu știu, că nu s-au auzit frâne, nu s-au auzit nimic absolut, deci... În momentul în care descarcă tahograful, să vedeți sau să vedeți.